Slavă lui Dumnezeu pentru acest moment de introducere și chiar mă gândesc că am pregătit pentru după amiaza aceasta o temă care, deși voi n-ați știut despre ce eu vreau să vorbesc, a scântat de speranță și mesajul meu tot în sensul acesta aș vrea să fie. Pentru că suntem la biserică în această după-amiază, la Hinghiriș, aș dori să citim din Cartea Sfântă a lui Dumnezeu. Știți că pe pământul acesta nu există decât o singură carte sfântă. Celelalte cărți. Dar Sfântă e una singură. De aceea se și numește Sfânta Scriptură. Pentru că este singura sfântă. În Cartea 1 Corinteni, capitolul 15. Și pe parcurs am să vă spun de ce am ales în această după-amiază să prezintem aceasta. 1 Corinteni, capitolul 15, pagina 1125. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas, zice Pavel. Și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum am propovăduit-o, altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Domnul Iisus Hristos, după învierea sa, a ales într-un mod providențial să se arate mai multor persoane. Dacă s-ar fi arătat doar ucenicilor, unii ar fi crezut că ceva nu prea. Ucenicii cu el acolo, știți că preoții au scos zvonul în acela că n-ar fi înviat, ci l-ar fi furat noaptea pe când dormeau soldații. Dar Domnul Hristos s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt în viață. Puțin au adormit. Era normal, este cursul firesc al vieții. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Și zice Pavel, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Hristos. Biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Sunt câteva cuvinte pe care le rostește Apostolul Pavel în dorința de a se exprima vis-a-vis de Biserica din Corinte într-un context al învierii. Învierea și arătările Domnului Iisus Hristos față de credincioși. Acum că Domnul Hristos a înviat este una. Dar că s-a și arătat unor credincioși este alta. Întrebarea se ridică, de ce Domnul a intenționat să se arate la atât de mulți credincioși? Ce intenționa? Să le întărească credința. Au nădăjduit, au sperat, au fost lângă el pe cruce, l-au văzut că moare, ei au sperat să trăiască, încă de la piciorul crucii se striga către el, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce și atunci vom crede în tine. Și să știți că aceasta era o mare ispită din partea celui rău, ca Iisus îi dea jos de pe cruce. Și mesajul acela subtil era mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Ori Domnul Hristos nu se putea mântui la cruce și pe sine și pe noi. Ci ori pe sine, ori pe noi. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii din voi că nu este o învierea morților? Știți că pe vremea Apostolului Pavel, pe vremea Domnului Hristos, erau două categorii mari în poporul Israel. Unii erau numiți farisei, își erau tot timpul cu legea în mână, și unii erau numiți saduchei. Saduchei erau o partidă mai specială pentru că saduchei erau bogați. Saduchei nu credeau că există înviere. Da? Oamenii aceștia, materialismul. Viața, trai bun, vremuri bune, bogăție, totul este aici. Farisei însă credeau că Tora este corectă, este bună și că
cei care se pregătesc vor avea parte de ceva acolo undeva. La un moment dat chiar zice unul dintre ei, o, ferice de cel care va prânzi în Împărăția lui Dumnezeu. Ferice de cine va prânzi acolo. Dar ei nu făceau niciun efort să prânzească acolo, doar că era ferice de cei care urma să prânzească vreodată acolo. Dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii din voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, lucrurile se complică. Pentru că atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Noi v-am spus că Hristos a înviat, noi v-am spus că există o înviere, practic v-am păcălit, v-am înșelat, nu există. Și voi când e să credeți, credeți în nimic, pentru că înviere nu există. Deci este o problemă dacă noi nu credem că Hristos a înviat. Că și propovăduirea noastră devine în zadar și credința voastră este tot în zadar. Că nu aveți nicio temelie. Ba încă, zice Pavel, noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, că nu l-a înviat. Dacă este adevărat, că morții nu învie. Dar fiți atenți. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Deși Hristos a înviat, deși minunea învierii este adevărată, cu toate acestea, atât de mulți oameni au adormit fără nicio speranță. Trăim, dragii mei, într-un timp, în această noapte, este o noapte importantă pentru creștinătate și trebuie să ne vorbim despre partea asta de este. Vorbim despre România. Unii oameni în această noapte o să facă armă. Te duc la înviere, vin cu lumânarea, merg cu lumina spre casă și cam atât. O tradiție interesantă, bună, plăcută, în care m-am născut și eu. Că știu, mie mă ducea bunica la biserică și tădeam acolo până dimineața când se făcea lumină și tădeam acasă cu lumânarea prinsă. Știți dumneavoastră despre ce vorbesc. Însă, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dacă numai pentru viața aceasta. Dacă nu există nimic dincolo, suntem cei mai nenorociți dintre oameni, zice Apostolul Pavel. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Ce era pârga în Vechiul Testament? Ce era pârga? Ce trebuia să se facă cu pârga? Să se ducă la templu. Da? La sanctuar. De fiecare dată, primele roade care se adunau, erau luate și duse la sanctuar. Și era snopul acela de legănat înaintea lui Dumnezeu, pentru că era un simbol al faptului că totul vine de la Dumnezeu și prima dată din tot ce primim îi ducem înapoi lui Dumnezeu. Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Deci dacă moartea a venit prin om, adică prin Adam, tot prin om a venit și învierea morților, adică prin Hristos. Și după cum toți vor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Fiți atenți. Dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel din tâi rod. Cum este Hristos cel din tâi rod? Că Hristos n-a înviat primul. Avem învieri în Vechiul Testament. Hristos însuși a înviat în timpul vieții sale pe cineva. Cum este Hristos primul rod? E singurul care a mers și la cer. E singur fără de păcat. E singur care a înviat din moartea a doua. Deci idei diferite, toate frumoase. Este cea mai importantă dintre învieri. De ce e prima? Și toate s-a și că a înviat din moartea a doua, pentru că Hristos nu a murit de moartea aceasta, ci l-a murit de moartea a doua. Este cea mai importantă dintre toate morțile și cea mai importantă dintre toate învierile. Hristos este cel din tâi rod. Apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Și ei vor merge acolo.
În urmă, zice Pavel, va veni sfârșitul. Când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire, orice putere. Deci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii săi sub picioarele sale. Și mare un vrăjmaș mare care trebuie să învinți. Nu fie învinț. Nu e China, nu e Rusia. Nu e Iran, nu e Corea de Nord. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Când moartea va fi nimicită, nu va mai exista moarte. De aceea spune Biblia în Apocalipsa 21 că acolo nu va mai fi moarte. Nu va mai fi nici lacrimi, nici durere, nici suferință, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Spunea la un moment dat în versetul 32, Pavel, să știți că suntem în partea de introducere. Spunea Apostolul Pavel în versetul 39, de acolo pe la jumătatea versetului, dacă nu vie morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Exact ce se întâmplă de mâine încolo. Să bem și să mâncăm, căci mâine vom muri. Dragii mei, ce este trist este că evenimentul acesta al învierii Domnului Iisus Hristos, care este sărbătorit mâine în creștinism, deși nu există dovezi biblice că mâine ar fi data, dar într-o zi de duminică, conform Bibliei, corect. Dacă mâine nu, sau că altă dată, când se tot mută de la un an la altul data, asta nu poate să fie justificat cu Scriptura de absolut nimeni niciodată. Însă, am început și noi să ajungem așa, ca lumea. Să mâncăm și să bem. Că mâine o muri. Pavel zicea, dacă nu vie morții, atunci să mâncăm și să bem, că și mâine vom muri. Dar întrebarea retorică este invers. Și dacă nu vie morții, atunci să nu mai mâncăm și să nu mai bem la distracție. Că există o înviere. Există un timp de judecată. Există un timp când ne vom trezi. Există un moment când ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu. Haideți să trecem spre partea de cuprins a prezentării. Așa este și învierea morților. Am sărit câteva versete din capitolul 15, de la 35 încolo. Deși cred că ar fi bine să le citesc versetele astea, că ne ajută să înțelegem. De la 35 zice așa: dar va zice cineva, cum vie morții și cu ce trup se vor întoarce? Ați văzut că avem o lecțiune, studiem despre reformatorii, oamenii lui Dumnezeu, care cei mai mulți dintre ei și oamenii ăștia autentici care au trăit pentru Domnul, nici nu au apucat vârste, nici vârsta Bibliei. Știți care este vârsta Bibliei, nu? 70. Cei mai tari? 80. Când am fost zilele trecute la Stupin, mi-am cumpărat câteva cărți de acolo și pe una dintre cărți, o carte este Viața lui John Wesley. Și la finalul acestei cărți, pe coperte undeva, sunt câteva figuri ale reformatorilor. Ce știu eu? Iambus, Ieronim, Wycliffe, Tyndale, Knox, mulți. Melanchthon, Martin Luther și așa mai departe. Mi-am luat un pic în mână. Și am început să calculez, pentru că acolo e data nașterii, e data morții. Am început să calculez cât au trăit reformatorii. Am avut curiozitatea aceasta. În afară de Martin Luther și Melanchthon, prietenul lui, care au trăit câte 63 de ani fiecare, deși în perioade diferite, adică nu au fost de vârstă, marea majoritate au murit până 50 de ani. Deci oamenii aceștia care au revoluționat și care au schimbat lumea și care au lăsat Scriptura și care au tradus-o sau retradus-o și cu prețul vieții lor au slujit pe Dumnezeu până când papalitatea i-a pus pe loc, oamenii aceștia și-au pejăduit destinul mult mai devreme decât vârsta Bibliei. De ce? Când li s-a oferit posibilitatea să aleagă între a fi liberi, între a rămâne în societate, însă pentru a continua viața, ei au preferat mai degrabă să aleagă moartea și la un moment dat spune pentru că se mai întâmpla să nu era unicat în istorie. Spune Apostolul Pavel la un moment dat, unii pentru că au dorit să dobândească o înviere mai bună.
Unii au avut o înviere mai bună. Pentru că există, conform Bibliei, două învieri. A sfinților și a nelegiuiților. Unii s-au avut o înviere mai bună. Adică noi avem șansa să ajungem la o înviere mai bună în caz că vom muri. Cel mai probabil vom muri. De multe ori mă rog, din toată inima mea la Dumnezeu, să-mi facă acea favoare să mor ca martir pentru El. Sper din toată inima să mă asculte Dumnezeu. Unii contemporani cu noi am auzit că își doresc foarte mult să fie între cei 144.000. Mă bucur maxim pentru ei. Și spun foarte serios lucrul acesta. Să rămâi în viață între cei 144.000 când timpul de har se va încheia și vor începe plăcile. Va fi teribil să trăiești atunci. Nu știu cine va rezista. Dumnezeu știe. El își va alege pe cine să reziste. Nu se va întâmpla nici cum vreau eu. Nici cum cred eu. Nici cum mă rog eu. Se va întâmpla cum este voia lui Dumnezeu. Dar eu spun ca principiu. Oamenii aceștia lui Dumnezeu și-au dorit să slujească pe Dumnezeu și când li s-a oferit viața, când li s-a oferit libertatea, când li s-a oferit plecarea înapoi în societate, ei au zis nu, pentru că noi vrem o înviere mai bună. Pentru că lepădarea lui Hristos însemna o înviere mai puțin bună. Adică însemna învierea a doua. Învierea a doua. Pentru că prima înviere va fi învierea celor sfinți. Conform Apocalipsa, capitolul 20, versetul 5 și versetul 6. Deci fericiți și sfinți, zice acolo, sunt cei ce au parte de întâia cum învie morții? Și cu ce trup se vor întoarce? Păi au fost copii ai lui Dumnezeu, martiri care nici nu s-au mulțumit doar să iardă. Iar oară și cenușa n-a pus-o într-un loc să zici că din punctul acela, din locul acela, de la stâlpul ăla, de la crucea aceea, de la piatra aceea, de acolo se va ridica cel mort. Nu! A luat cenușa și i-a aruncat-o în rin. Sau ce știu eu pe ceapă. Vă amintiți? I-a aruncat cenușa, s-a împrăștiat. De unde mai e trupul să-l aduce înapoi? Și de aici venit oameni s-a născut pentru că nu mai există. Cine mai adună trupul înapoi? Nu mai e șansă. Iar și oase, azi, tot. Cum să mai învieze morți? Dar am o întrebare. De unde l-a adunat Dumnezeu pe Adam în grădina Eden? De unde a luat acele oligoelemente? Cum? Din pământ. Din pământ. Mulțumesc, Ineasă. De unde l-a luat Dumnezeu? Unde era Adam în grădina Eden când Dumnezeu s-a apucat să creeze? Unde era Adam? Pe acolo. Și dintr-o dată Dumnezeu am modelat. Noi mai târziu am învățat despre tabloul lui Mendeleev cu toate elementele chimice. Toate erau acolo. Dumnezeu l-a modelat pe Adam. Și a suflat suflarea de viață, pentru că modelarea era nulă fără suflarea de viață de la el. Și omul a primit viață. Biblia spune, astfel a devenit un suflet viu. Și spune Biblia, nebun ce ești, zice Pavel. Ce semeni tu? Nu vie dacă nu moare mai întâi. Și uitați ce exprimare interesantă. Când semeni, semeni nu trupul care va fi. Ne ducem în grădină și punem boabe de porumb și noi credem că am semănat coceanul, sau cum se numesc. Tuleul. Tuleul. La noi în sus se zice altfel. Când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, după cum se întâmplă. Fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește. Noi semănăm sămânța. Trupul îl dă cine? Dumnezeu. Întrebare. Când murim, și o să facem acolo biblic, când murim, ce moare? Sămânța. Și când înviază, cine îi mai dă trupul? Răspundeți. Dumnezeu. Este același principiu. Încă o dată. Când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte. După cum se întâmplă. Fie de grâu, fie de altă sămânță. Și ca el să dea viață mai departe, va trebui, nu, să ai să moară. Dacă nu moare, nu dă rău. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecare semințe îi dă un trup al ei. Pavel a fost și agronom. Nu știu dacă a fost agronom, dar știa. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, îngerii și oamenii, nu?
Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii. Alta este strălucirea stelelor, chiar o stea se deosebește în strălucire de o altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. Întrebare. Credeți? Amin. Dacă noi credem asta, n-ar trebui să nu ne fie niciodată frică de moarte. Dacă după momentul morții înseamnă că Hristos... Apropo, cât timp este de la Adam până acum? Timp. 6.000 de ani. Dar cât spune cuvântul, cât spune inspirația că a stat Adam în țărâna Pământului? Nu, despre ei nu zice că o clipă. Zice că pentru Adam și pentru toți cei care au murit cu mii de ani în urmă, moartea aceasta este un somn, care durează un somn. Pentru cei care au murit, există și terminologia, o clipă folosită de Spiritul Profetic, pentru cei care au murit abia de la anul 1844 încoace. Pentru cei care mor după anul 1844 încoace, pentru ei timpul de moarte cât vor sta acolo este doar o clipă. Și atunci întrebarea se pune, dacă eu mor acum, cât timp îmi ia până mă trezesc din nou? O clipă. Și atunci întrebarea se pune, de ce mi-e frică să mor? De ce? De ce? Dacă există învierea morților, dacă avem perspectiva vieții viitoare, dacă ne-am împăcat cu Dumnezeu, de ce să ne fie frică de moarte? Vedeți, noastră, pe vremea reformatorilor, dacă ne gândim la reformatorii pe care îi cunoaștem, nu zice, îi cunoaștem, dacă ne gândim la frații moravi, știți că își educau soțiile, copiii, ca niciodată să nu le fie frică de moarte. Niciodată să nu ne fie frică de moarte. Vreau să vă spun că asta ne învăț și eu copiii. Nu. Noi nu avem de ce. Pentru că noi avem o speranță atât de mare și de puternică, încât nu trebuie să ne fie niciodată frică de moarte. Ia uitați. Este semănat în ocară și învie în slavă. Este semănat în neputință și învie în putere. Este semănat un trup firesc și învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul din tâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea, Adam, a fost făcut un duh dădător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Fiți atenți. Omul din tâi este din pământ pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. 49. Extraordinar verset. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Amin. După cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Dragii mei, Dumnezeu ne-a pregătit fiecare dintre noi un trup de slavă în care să locuim pentru veșnicie. Fără riduri, fără părală, fără boli, fără chinuri, fără toate suferințele pe care le îndurăm. Întrebarea este din nou. Credeți? Și acum să mergem spre încheiere. Nu uitați. După cum am purtat chipul celui pământesc, ați avut un chip pe pământ? Sigur, cu ați înoblit undeva țara așa. Am avut un chip, un trup pe care am îngrijit de el cum am putut. Și fiecare când am îngrijit mai bine de el, a suferit mai puțin. Da? Când avem grijă de trupul acesta, este un mecanism atât de fin pe care Dumnezeu mi l-a dat și de care trebuie să avem grijă și are niște legi pe care va trebui să nu le încălcăm, pentru că dacă le încălcăm, sunt niște consecințe în mod firesc. Da? Și acum,
Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni de putrezirea. Asta mă duce cu gândul la faptul că atunci când Enoch a plecat la cer, ce vreau să zic? N-a gustat moarte, așa este. Atunci când Enoch a plecat la cer, ce vreau să zic? Înțelegeți, fraților? Atunci când Ilie a plecat la cer, a fost transformat. Atunci când Moise a fost înviat din morți și a plecat la cer, a fost transformat. Pentru că, zice Pavel, carnea și sângele nu poate să moștenească împărăția cerului. Ei, nu întreb. Chiar credeți? Iată vă spun o taină, zice Pavel, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Nu vom muri toți până va veni Iisus. O să rămâne o rămășiță despre care vorbește Apocalipsa 12, Apocalipsa 17. Va rămâne o rămășiță, vor rămâne cei 144 de mii despre care am spus mai devreme, vor rămâne în viață. Când Iisus va veni, unii nu vor gusta moartea. O să plece la cer așa cum a plecat Ilie, cum a plecat de nou. Unii vor adormi. Și Pavel zicea, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar de schimbat dacă noi am citit mai mult Biblia. Astăzi am fost la Beiuș și discutând acolo la școală de sabat, ne-am gândit. Și mă gândeam și eu din ce se vorbea acolo în grupă. Despre înaintașii noștri. Cum se zicea la noi în istorie. Despre înaintașii, înaintașilor noștri. Despre reformatorii aceștia care atât de mult iubeau Cuvântul lui Dumnezeu și nu petreceau timp în alte obiceiuri practici. Preocuparea lor majoră era Cuvântul, Biblia. Știți că la Valdenți era așa. Nu puteai să fii predicator la Valdenți dacă nu știai măcar Noul Testament pe de rost. N-aveai ce să predici. Măcar Noul Testament trebuia să știi pe de rost. Ma, nu știu care dintre noi care stăm pe lampoane știi măcar o carte din Biblie pe de rost. Unii aveai nu știu dacă știi cât un psalm pe de rost. În afară de psalmi, apropo, așa de curiozitate. În afară de psalmi, că îi mai învățăm pe copiii noștri, știe cineva un capitol din Biblie pe de rost? Ce știu eu? Timotei, Efeseni, Apocalipsa, Geneza, Exod. Știe cineva un capitol pe de rost? Nu. Știi? 1 Corinteni. Isaia 58. Evrei 1. Mulțumesc, Dani. Proverbe. Pe de rost, în capitolul 3. Psalmi. Și mai știi? Vezi că te chemă în față. Data viitoare. Preocuparea noastră nu mai este ca lor. Erau atât de mult preocupați de cuvânt, frații mei. Haideți să ne uităm la viața lor, să vedem. Mereu și mereu mă gândesc că și eu stau în fața oamenilor și sunt misionar la timp și mă gândesc că predic în fața oamenilor și am doresc ca oamenii să vină la Dumnezeu. Și știți la ce mă gândesc? Cum de ei aveau așa de mare impact? Predicau, se converteau oamenii. Despre John Wesley, dacă vă uitați în cartea Tragedie, pentru că acolo pe ultimele pagini, după ce se termină cartea, propriu zis. Dacă uitați acolo la note explicative sau nu știu ce este acolo la final, veți vedea că omul acesta, în timpul vieții sale, a condus la Dumnezeu 500.000 de oameni. Cum într-o viață? 500.000 de oameni i-a condus la Dumnezeu un singur om. Cum? În timpul vieții sale. Ce preocupări a avut omul ăsta? Cât se ruga, cât studia, cât memora, ce predica, ce vorbea, ce cuvinte folosea? Vă spun o taină, zice Pavel. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă din urmă, acea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Este extraordinar lucrul acesta. Dacă n-ar fi fost Biblia, ar fi fost vai de noi să trăim în această lume fără nicio speranță, dragii mei. Vă spuneam la început că de ce am ales să vorbesc pe tema aceasta? În după amiază aceasta m-am întristat puțin că
Am primit un mesaj de la niște prieteni pe care am văzut o singură dată în viață. Într-o tabără, undeva în județul Mureș. Noi am mai văzut de foarte mulți ani. Din când în când am comunicat așa pe telefon și soția lui, în special, ne trimitea mesaje, ne trimitea bani pentru lucrarea cu cărți. Nu odată, de mai mult ori ne-a trimis bănuți pentru lucrarea cu cărți, cumpărame cu cărți, de la editură. Tineri. După amiaza aceasta am primit un mesaj de la el și îmi zice: dragă frate, soția mea a încheiat alergarea de păr. Nu mă gândeam că este atât de bolnav. M-am tristat așa de mult și mi-a venit în minte că adesea când îmi spunea că asculte prezentările mele pe internet, îmi zicea: Aureliane, să știi că când o să ajung în Împărăția Lui Dumnezeu, am să mă uit după tine. Deci am încheiat alergarea și noi am rămas încă în alergare, i-am încheiat-o. Și mă gândesc că va fi acolo un suflet care va vrea să se uite pe mine. Voi fi? Voi veți fi? Da. Există speranță în fața morții. Pavel zice: morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Mergeți, fraților, și spuneți începând de mâine, mai ales că mâine sunt oameni mai pregătiți. Spuneți-le că morții vor învia doar Hristos a înviat. Când eu să vă salut de mâine cu acest frumos a făcut Hristos a înviat, răspundeți-le la acest salut, dar răspundeți-le mai mult decât faptul că Hristos a înviat. Că morții vor învia. Și spune Biblia, nu doar că vor învia, vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Și de ce trebuie să menționăm și să încurajăm pe oameni că morții vor învia nesupuși putrezirii? Pentru că pe pământul acesta au existat învieri. Oamenii înviați, supuși putrezirii. Vezi prima înviere din viața lui Ilie. Vezi o altă înviere din viața lui Elisei. Vezi alte învieri din viața Domnului Hristos. L-a înviat pe Lazar, pe fiul văduvei din Nain. A înviat-o pe fiica lui Iair, Petru a înviat pe Tabita, Pavel a înviat pe Eutih, dar aceste învieri au fost înapoi spre moarte. Dar Biblia spune că va exista înviere nesupusă putrezirii. Adică oamenii vor învia și vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Suntem aproape de timpul acela. Mă întristez la gândul când văd că tratăm atât de superficial aceste timpuri în care trăim și nu facem ce ar trebui să facem în timpul acesta pentru oamenii de lângă noi. Frații mei, este vremea să ne ridicăm în picioare, să ducem ca reformatorii de altă dată un mesaj de speranță acestei lumi. De ce v-am întrebat de câteva ori dacă voi credeți asta? Pentru că nu se poate să credeți și să tăceți. Nu se poate. Nu stau împreună, nu se leagă, nu au familie. Nu-s comune. Să crezi și să taci. Atunci când se întâmpla minuni în viața unor oameni pe care Domnul Hristos, de exemplu, i-a vindecat. La un moment dat, Domnul Hristos mai avea așa un stil interesant și le spunea: să nu zici la nimeni. Li se porucea să nu zică. Și ei ce făceau? Ziceau la toți. Ei se gândeau că numai modestia Domnului Hristos îl făcea ca să le ceară să tacă. Dar ei nu puteau să ascundă această bucurie, neștiind că, de fapt, spunând, îi restrângea lucrarea, nu întindea. Pentru că doar Domnul Hristos știa ce era în inima oamenilor și cum doreau să-i cheie lucrarea. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom învia. Dacă vom fi adormiți, să știți că o să vă trezească o trâmbiță. Și vocea lui Dumnezeu care va striga în lungul și latul pământului: treziți-vă, 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 voi care dormiți în țărâna pământului. Și oamenii se vor scula. Ce număr? Nu știu. O gloată mare pe care nu putea număra nimeni. Îi găsim în Apocalipsa 7. Deci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii ăsta pe care îl purtăm să se îmbrace în neputrezire. Și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Frații mei, acolo e finalul. Acolo e capăt de linie.
Până acolo încă suntem în ascensiune spirituală. Da? Acolo e finalul. Finalul nu este când ajungem la botez. Finalul nu este când venim la biserică în sală. Finalul nu este când cântăm, când ne rugăm, când dăm daruri și așa mai departe. Finalul este când vom ajunge pe tărâmul nemuririi. Abia atunci, abia atunci, putem să ne bucurăm. De ceea ce citeam când eram copil, în basme, viață fără de moarte și tinerețe fără bătrânețe. Când trupul acesta supus putrezire se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Cine este biruitorul? Spune în Apocalipsa că cineva s-a zis un cal alb și a plecat. A ieșit biruitor ca să biruiască. Cine este? Iisus Hristos. El a învins moartea. Și este un cântec frumos pe care îl cântă în această noapte creștini. Că Hristos a înviat din morți. Cu moartea de moarte călcând. Prin moartea Lui a distrus pe Cel ce are puterea morții. Adică pe diavolul. Uitați în versetul 55. Sunt cuvintele pe care le vor spune cei înviați la prima înviere. Când vor ieși din mormintele lor, mântuiții copiii lui Dumnezeu vor zice: unde ți este biruința moarte? Pentru că moartea i-a dus acolo. Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Unde ți este biruința moarte? Din ziua aceea moartea nu va mai avea nicio putere. Ci moartea a fost învinsă. Nu uitați, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit la versetul 26 este moartea. Dumnezeu va învinge pentru totdeauna moarte. Și moartea nu va mai fi, zice Apocalipsa. Și moartea nu va mai fi. Se cel mai de temut lucru. Se momentul când te întristează. Când pierzi pe cineva drag, de aproape sau de departe. Cine nu se întristează? Când pierde pe cineva drag. Și cu toate acestea, într-o zi, într-o zi, în curând, se va pune întrebarea: unde ți este biruința moarte? Știți că Martin Luther avea, spunea el, în mintea mea, zice, totdeauna stau două zile. Ziua de azi, când trebuie luate hotărâri. Și ziua aceea. Și ziua aceea. Gândiți-vă mereu la ziua de azi, când luați decizii. Și gândiți-vă mereu la ziua aceea. La ziua aceea. Marta zicea, știu că va învia în ziua aceea. În ziua aceea. Care a ziua aceea? În ziua de apoi. În ziua când va veni Iisus Hristos. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Viața nu stă în noi. Învierea nu stă în noi. Noi nu vom învia pentru că am ajuns neprihăniți. Noi nu vom învia pentru că am ajuns să biruim păcatele. Noi vom învia pentru că vom fi înviați. Învierea, spunea Domnul Hristos în Ioan capitolul 11, învierea este El. Ce eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și la final. De aceea, prea iubiții mei, frați, fii stari. De multe ori avem nevoie să fim tari. De aceea, prea iubiții mei, frați, zicea Pavel, fii stari. Neclintiți, nu vă mai lăsați. Ba într-o parte, ba în alta. Fiți neclintiți. Sporiți totdeauna în lucrul Domnului. Aici e misiunea. Că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnic. Veți fi răsplătiți. Și oamenii care vor lucra pentru Dumnezeu și ei vor primi o răsplată. Dincolo de viața veșnică pe care o vom primi în dar de la Dumnezeu. Atunci când noi lucrăm de dragul oamenilor, acei oameni pe care ne-a ajutat Dumnezeu să-i salvăm, o să-i purtăm toată veșnicia pe frunțile noastre, în steluțele acelea așezate în corona noastră. E vremea să adunăm stele. Câte adunăm aici, cu alea rămânem. În veșnicie nu se vor mai aduna stele. Există învierea morților? Credeți? Este imposibil să credeți. Și să tăceți. Mergeți și spuneți că Hristos a înviat. Că învierea Lui este cea mai importantă. Și dacă El a înviat, vom învia și noi. Cum am purtat
o sărbătoare purtăm și pe acela. Și zicea și în psalm, și în altă parte, spune cuvântul că vom fi proslăviți. Asta înseamnă purtarea trupului nemuritor. Când vom fi proslăviți. Dumnezeu să ne ajute. Să ducem acest mesaj către întreaga lume. Pentru că oamenii au nevoie în fața morții să știe că există speranță. Hristos a înviat din morți. Ne va învia și pe noi. Și împreună cu El vom moșteni împărăția cerurilor. Amin. Amin.